Voicu Valentir, cel care deține mânușile cu care Helmut Ducadam a apărat în finala Cupei Campionilor din 1986, a trimis o coroană de flori în memoria fostului portar. În 2002, un român stabilit în Canada a câștigat la licitație mânușile cu care Ducadam a apărat 4 penaltiuri în finala din 86. Voicu Valentir a plătit $3,000 pentru mânușile lui Ducadam. Voicu și Marco, fiul lui, au trimis o coroană de flori în memoria lui Helmut, la Arena Națională, unde a fost depus trupul neînsăflețit al fostului portar. Marco a câștigat în septembrie Cupa Canadei la U17, cu echipa Saint Laurent. Acești bani m-au ajutat foarte mult, pentru că atunci tocmai îmi schimbasem apartamentul și aveam nevoie. Mă bucur că aceste mănuși au ajuns la cineva care le apreciază. Un alt om poate ar fi încercat să le scoată la licitație să obțină o sumă importantă de bani. Dar cred că amintirea și faptul că băiatul său e și el portar în Canada au făcut să nu le vândă niciodată. Am avut o nerăbdare să le văd după atâția ani, emoție prea mult spus. Nu-mi pare rău că le-am vândut, mie nu-mi pare rău de nimic în viața mea. Eu am păstrat aceste mănuși 16 ani. După 16 ani le-am vândut. Atunci a fost un sentiment de frustrare, când am văzut că nu există niciun interes din partea nimănui, din partea clubului Steaua. Dar recunosc că azi nu le-aș mai vinde. Pentru că nu mai am nevoile de atunci. A spus Helmut. Mănușile au fost cadoul pe care mi l-am făcut pentru nuntă. Și de atunci stau în camera băiatului meu, Marco, la capul lui. El este portar la Academia Clubului FC Montreal. Poate va veni să se pregătească și în România, a spus Valentir Voicu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.